Doctorul Gindrovel Dumitre este medic de familie la Centrul Medico-Social din comuna Doljană Sadova de mai bine de 18 ani și este exemplul viu că omul poate sfinți locul, niciun copil fără vaccin. Aceasta a fost dorința medicului, care s-a luptat ca toți copiii să fie imunizați, într-o localitate unde sunt foarte mulți cetățeni de etnie romă, iar medicul a reușit să câștige aprecierea pacienților. În acest moment, în Vedea Sadova, nu mai avem pacienți care să ne refuze vaccinarea. Avem diversi copii în diverse stadii de recuperare a vaccinării. Sunt cei care fie au fost plecați peste hotare, fie cei care sunt încă plecați peste hotare și nu știm încă ce se întâmplă cu ei acolo. Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, există și, să zicem, părinți care la un moment dat, datorită unei teme legate de efectele adverse ale vaccinării, în acest moment se află într-un proces de recuperare. Deci, da, într-adevăr, în acest moment în Locatea Sadova nu mai avem părinți care să ne semneze un format de refuz al vaccinării sau care să nu accepte. Medicul a mers din casă în casă și a vorbit cu mămicile despre importanța vaccinării, mai ales în situații de epidemie. Rezultatele nu au întârziat să apară. L-am vaccinat tot timpul. Când ne-a anunțat domnul doctor, am fost de acord cu toate vaccinurile care i s-au făcut. Și e foarte important pentru sănătatea lor. Vaccinurile sunt importante pentru copii, pentru că previn bolile, nu se mai îmbolnăvesc. Băiețelul nostru cu serare. Are 4 ani. Și până la această vârstă ați făcut toate vaccinurile? Da, da. Le-am făcut pe toate. Nu ne-a răcit absolut nimic. Uitați-vă că e complet sănătos. Nu am nicio problemă cu el de când. Și în continuare, că trebuie să mai facem alte vaccinuri și în continuare o să le facem pe toate. Doctorul Gindrovel Dumitre este medic de familie, coordonatorul Grupului Național de Vaccinologie din cadrul Societății de Medicină de Familie și secretar în cadrul Comisiei de Medicină de Familie din Ministerul Sănătății. Medicul dorește să fie un sprijin nu numai pentru pacienți, dar și pentru colegi, astfel încât toți copiii să fie protejați.